Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice. Intrarea la menopauză este un proces normal în viața oricărei femei, dar poate fi un proces dificil, greu de suportat. Tocmai de aceea trebuie să știm cum ne putem ajuta organismul să treacă mai ușor peste această perioadă dificilă. Am stat de vorbă cu doamna dr. Carla Fabian, medic specialist în fitoterapie și ayurveda, pentru a vedea care sunt remediile naturale din fitoterapia indiană care ne pot ajuta. Menopauza este un proces fiziologic, o etapă din viața noastră care se caracterizează prin lipsa menstruațiilor. Mai exact, se consideră că după 12 luni de absență a ciclului menstrual s-a instalat menopauza, nume care provine din greaca veche, de la menos, hemoragie, și pauza, pauză, perioada fiind caracterizată de o deficiență de estrogen. În viața fiecărei femei, din punct de vedere hormonal, există două momente foarte importante, și anume momentul în care ea începe să își secrete hormonii specifici de la nivelul ovarului, și anume estrogenul și progesteronul, și acela este momentul în care ea își începe să devină sexual activă, da? Vorbim de ceea ce se numește menarhă, instalarea primei menstruații, și momentul de la polul opus, și anume menopauza, în condițiile în care numărul de foliculi ovarieni este epuizat, nu se mai produce ovulația, pentru că nu mai există folicul ovarien, ei se epuizează ca și număr la nivelul ovarelor, și din acel moment producția de estrogeni de la nivelul ovarelor și de progesteron se reduce, dispare, și numim acest moment menopauza. Menopauza se instalează în mod normal în jurul vârstei de 50 de ani, în urma unui proces destul de îndelungat, dacă nu este vorba de o îndepărtare chirurgicală a ovarelor, caz în care se instalează brusc. Aceasta se instalează în general gradat, treptat, cu excepția situațiilor în care, din motive de sănătate, întregul aparat genital feminin sau doar uterul sunt îndepărtate chirurgical pentru anumite probleme care pun în pericol viața respectivei femei. În această situație, menopauza se instalează evident brusc și femeia respectivă, în funcție de vârsta la care se găsește, trebuie să ia măsurile corespunzătoare ca să poată să-și gestioneze viața în mod corespunzător și din acel moment. În situațiile, să spunem, naturale, fiziologice, de instalare a acestui moment, aceasta se realizează gradat, la vârste oarecumva diferite, dar undeva de pe la 45-46 de ani până la 50-51-52 de ani. În acest interval, în funcție și de periodicitatea menstruațiilor, în funcție de numărul de folicul ovarien cu care femeia respectivă a venit în această viață și în funcție de mulți alți factori, se instalează această menopauză. Instalarea menopauzei presupune o serie de simptome care sunt resimțite diferit de la femeie la femeie. Sunt femei care au, să spunem, avantajul de a trece foarte ușor peste această perioadă, pentru că așa cum, de exemplu, apare furtuna hormonală la începutul sau la debutul vieții noastre hormonale și către sfârșit, datorită acestor variații care apar, pot să existe simptome mai mult sau mai puțin intense, pornind de la stări de indispoziție, bufeuri, insomnii, irascibilitate, variații ale greutății, variații ale tensiunii arteriale și multe alte aspecte sunt foarte mult influențate de această instabilitate hormonală care apare și în această perioadă, până când se ajunge, să spunem, la stingerea completă a acestei activități. Hormonii estrogeni mai sunt secretați atât în organismul femei cât și în organismul bărbatului și de glandele suprarenale, și din acest motiv femeia nu rămâne complet lipsită de estrogeni, în schimb nivelul lor este foarte, foarte scăzut în perioada de menopauză, și tocmai din acest motiv
pot să apară anumite probleme. Iată, pe scurt, care este rolul estrogenului. Hormonii estrogeni au un rol foarte important în organismul femeii și anume, în primul rând că îi mențin buna sănătate a aparatului genital, țin femeia într-o dispoziție psihică stenică, protejează sistemul osos pentru că estrogenii ajută la fixarea calciului la nivelul oaselor și de asemenea protejează aparatul cardiovascular. Bineînțeles, există remedii naturale, fitoterapeutice și pentru această situație. Este vorba mai ales de acei fitoestrogeni vegetali dintr-o serie de plante, care pot fi extrem de utili în această perioadă. Plantele care pot să ajute foarte mult în această situație sunt plantele care pot să aducă un aport suplimentar de estrogeni, plante care pot să stabilizeze oarecumva nivelul estrogenilor, plante care să protejeze sistemul reproducător al femeii și aparatul osteoarticular și, bineînțeles, plantele care să ne ajute să ne păstrăm o stare de bună dispoziție. Plante care au asemenea efecte sunt bine cunoscute atât în fitoterapia românească cât și în fitoterapia indiană. În fitoterapia indiană, o plantă foarte bine cunoscută pentru această adaptare la perioada de premenopauză și menopauză, în special când menstruațiile pot să fie foarte abundente și foarte deranjante, care pot să ducă la pierderi mari de calciu și de fier, femeia respectivă se simte slăbită, se simte epuizată, se anemiază. O plantă care ajută foarte mult în această situație, cum spuneam, este ashoka sau saraca ashoka sau saraca indica, care este extrem de eficientă pentru genul acesta de situații. O altă plantă care ajută în asemenea situații și ajută la buna funcționare a aparatului genital feminin este lodra, o plantă bine cunoscută în fitoterapia indiană pentru efectul ei de menținere a tonusului aparatului genital feminin și de reglare a fluxului menstrual, în special când acesta tinde să devină mult prea abundant și deranjant. Combinațiile de plante recomandate de medicii fitoterapeuți pot ajuta la menținerea unui bun echilibru pentru femeile aflate la intrarea la menopauză. Bineînțeles că aceste plante, în momentul în care sunt asociate și cu plante care ajută la menținerea nivelului de estrogeni, cum ar fi de exemplu șatavari, cum ar fi de exemplu malus silvestri sau mărul pădureț, sau chiar binecunoscutul grâu triticum vulgare, care pe lângă faptul că aduce un aport nutritiv prin aportul de minerale și vitamine pe care le aduce în corp, ajută și la stabilizarea nivelului de estrogeni și în felul acesta femeia poate să treacă mult mai ușor peste această perioadă delicată care este perioada de premenopauză și menopauza. Bineînțeles, sunt recomandate și plante cu efect tonic, energizant și stimulant general al organismului, cum este celebra ashwagandha, de exemplu. Putem să apelăm la ajutorul binecunoscutei ashwagandha, Vitania somnifera, care ne ajută foarte bine să ne adaptăm la această perioadă. Ea este o plantă care are efect regenerator global, dar are și un efect adaptogen din punct de vedere psihic la această situație, la stresul pe care îl presupune această situație și este de asemenea o plantă cu efect antidepresiv, antianxios. Ne ajută să prevenim instalarea acestor stări și a consecințelor lor, și anume autodevalorizarea și sentimentul acesta al scăderii stimei de sine. Și bineînțeles că ea are și un efect afrodisiac și ne ajută în felul acesta ca noi să ne putem bucura de toate aspectele vieții noastre, inclusiv în această perioadă. Bacopa monieri de asemenea sau brahmi este o plantă care ne ajută de asemenea să ne menținem starea psihică la parametri optimi. În această perioadă dificilă, trebuie să fim mai atente cu corpul nostru, să ne supraveghem mai atent greutatea, existând și riscul să luăm câteva kilograme în plus, să facem mișcare și să nu uităm nici de aportul suplimentar de fier și de calciu, mai ales că știm că
odată cu intrarea la menopauză, apare major și riscul osteoporozei. Se știe că, în general, în perioada instalării premenopauzei și menopauzei, femeia are tendința de a câștiga puțin în greutate și, din acest motiv, este foarte important să ne controlăm alimentația și, de asemenea, să facem mai multă mișcare. Odată ca să ne menținem greutatea în limite normale și, în al doilea rând, pentru că ne ajută foarte mult și la menținerea unei stări psihice armonioase. Pentru o viață împlinită, cu bucurii, la orice vârstă, trebuie să învățăm să avem grijă de noi, să ne ascultăm corpul, să ne-l îngrijim și să nu uităm ajutorul pe care ne-l pot oferi remediile naturale. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de Ayurmed, remedii naturale ayurvedice.